Biserica Ortodoxă îl pomenește pe 27 decembrie pe Sfântul Apostol întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan. Mulți bucureșteni l-au cinstit pe primul martir creștin la Catedrala Patriarhală, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția sa a ținut un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre pericopa evanghelică citită în această zi. În Evanghelia de astăzi pe care am ascultat-o, Sfântul Evanghelist Matei nu ne spune câți prunci au murit la Betleem și în hotarele din prejurul lui. Sfinții părinți au fixat numărul de 14.000. În realitate însă pruncii care au murit la Betleem au fost mai puțini, pentru că Betleemul era o cetate mică. Nici la Ierusalim nu existau atunci 14.000 de prunci. Dar la Betleem și împrejur erau foarte puțini copii, pentru că era o populație destul de săracă. Săracă numeric. Dar părinții bisericii au fixat acest număr amintind toate crimele pe care le-a făcut Irod. Se pare că nici o zi din domnia lui n-a trecut fără ca să fie omorât măcar un om. Și în cei 41 de ani, dacă am luat în considerare măcar câte o persoană în fiecare zi, are și aproximativ acest număr cumplit de crime pe care Irod le-a făcut și care dorea și viața pruncului Iisus. În Egipt au rămas, deci până la moartea lui Irod, când același înger al Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif spunându-i: ia pruncul și pe mama lui și te întoarce, căci a murit cel care căuta viața pruncului. Egiptul a fost un loc prielnic în anumite perioade ale istoriei pentru poporul ales. Au rămas acolo în vremuri tulburi și Dumnezeu i-a chemat, așa după cum ați auzit și în apostolul de astăzi, i-a chemat la un moment dat în pământul Canaan pe care el făgăduise de demult lui Avraam. Și după o perioadă grea de robie, în care totuși au fost cercetați de către Dumnezeu, din Egipt i-a chemat și le-a dăruit acest pământ al făgăduinței. Și pentru că pruncul, împreună cu Preacurata Fecioară Maria, au rămas o perioadă de timp, câțiva ani, în Egipt, binecuvântând acest pământ, acolo, câteva veacuri mai târziu, a fost cea mai intensă viață spirituală pe care a cunoscut-o vreun loc prin numeroșii sihaștri care au împânzit pustiul Egiptului. Preasfinția s-a amintit credincioșilor prezenți de viața Sfântului Arhidiacon Ștefan. Ștefan era plin de Duh Sfânt și de înțelepciune. Era râvnitor pentru cele duhovnicești, era ucenic și următor și împlinitor al cuvintelor Mântuitorului. Fusese învățăcel al lui Gamaliel, unul dintre mari învățători ai legii vechi. Gamaliel, care îi fusese profesor și lui Saul din Tars, devenit mai târziu Pavel pe drumul Damascului. Și acest tânăr Ștefan, care era plin de Duh Sfânt, de înțelepciune, de râvnă și putere sfântă, a intrat în conflict cu cei din sinagoga numită a libertinilor sau a liberților, a celor care fuseseră eliberați după un exil la Roma, pentru că proveneau dintre iudeii care fuseseră exilați de Pompei la Roma. Și de asemenea, de cei care proveneau din Cirene și din Alexandria,
sau din Cilicia și Asia Mică. Și aceștia, neputând înțelege cuvintele pe care le spunea adeseori Ștefan, au căutat să aducă mărturie mincinoasă împotriva lui, spunând că vorbește împotriva templului și a legii lui Moise. Erau, desigur, lucruri neadevărate. Chemat în fața Sinedrului, Ștefan, unul dintre primii 7 diaconi, care au fost hirotoniți de către apostoli, adică li s-a pus mâinile asupra lor cu rugăciune, a rostit o magistrală cuvântare în care arată pe de-o parte faptul că era un bun cunoscător al legii poporului iudeu și pe de altă parte un apărător și un următor al Mântuitorului. Peste 420.000 de români și-au sărbătorit de Sfântul Ștefan ziua onomastică.